Bună seara! Cred că putem începe deja. În lipsa lui Florin Munteanu o să fac eu oficiile de gazdă, să spunem așa, în seara asta. Avem bucuria să avem printre noi un prieten vechi, atât de vechi încât este de fapt unul dintre membrii fondatori ai Centrului pentru Studii Complexe, domnul Arun Jinaru, doctor în economie, asta ca să avem și niște titluri, nu așa mai formale, și un înfocat, aș spune eu, apărător sau promotor al ideii de creștere economică bazată pe inovare. Am zis bine? Aproape. Ok. După ce săptămâna trecută l-am avut pe domnul Alexandru Mironov, care ne-a dus puțin către viitor, pentru a ajunge în viitor ar trebui ca cineva, nu se știe cine încă, să ne ajute să ne organizăm într-un mod mai eficient și mai coerent și mai, să spunem, potrivit, ca să nu fim cuvinte mari, în ce privește viața de azi și de mâine, ca să ajungem la mâinile acela din 2100 și așa mai departe. Și atunci mi s-a părut cumva naturală continuarea temei de săptămâna trecută cu această temă pe care domnul Jinaru a avut amabilitatea să ne-o propună și am acceptat-o cu mare bucurie. Fără alte suplimente, că nu prea mai am ce să mai spun, să fiu sincer, pe tema asta mai mult decât atât, am să rog pe Arun să ne povestească cum vede el trecerea de la complexitate spre politică. Bună seara, mă bucur că sunt dintre dumneavoastră. În ultimul timp am lipsit, să zicem, de la întâlnirile catenale complexității din motive independente de voința mea, în general fiind în ultimul timp prea mult în țară. Am ales această tematică pentru că cu aproximativ 18 ani în urmă am fost implicat în afaceri politică publică. Am avut experiență directă afaceri politică din postura de consilier al unui ministru al cercetării și dezvoltării, de fapt ultimul ministru al cercetării și dezvoltării, până nu s-a, desfințat ministerul. Și asta a fost transformat în Agenția Națională pentru Știință și Tehnologie, Autoritatea Națională de Atâție, etc. Deci, din acest punct de vedere, fiind un vechi membru, de fapt, un membru fondator al Centrului pentru Studii Complexe, am încercat să în demersul meu este un eseu, să ne înțelegem, nu neapărat un demers, să zicem, foarte pragmatic, cu toate că are și orientări pragmatice, dar este încă în domeniul, să zicem, al unor propuneri și al unor viziuni și propuneri în direcția de care vorbea Cotiso puțin mai devreme. Deci, tematica acestei casenere, acestei dezbateri de la o cafenea, și în principiu mi-aș dori să fie dezbatere chiar de la început, inclusiv în perioada prezentării, nu numai la sfârșit, eu știu, trebuie răspuns sau comentarii. Deci, eu sunt dispus să încercăm să dialogăm chiar în perioada prezentării. Deci, paradigma complexității și demersul artei, știința, acțiune, elaborare de politici. Am ales așa un motto de început al cunoscutului Václav Havel, care pentru mine mi s-a părut important pentru că el atragea atenția de posibile greșeli. Tot toată în acei 25 de ani știm că ce a însemnat tranziția, în principiu, de la o economie comunistă centralizată, bazată pe plan, la o economie liberă, bazată pe piață. Deci, și aici vreau să vă atrag atenția puțin și eu spune foarte clar acolo. Trebuie să vedem să nu, și din păcate în politica românească atât de multe ori în care, ca și copilul acela de care vorbește Václav Havel, încercam să tragem de o floare, de o plantă și a, sigur, măsura în care era mult prea plăcândă,
nu răspundea sau se rupea, sau un om cercat și a trebuit de multe ori să rezolv. Deci și în știința complexității, în paradigma complexității, această, dacă vreți, sensibilitate a proceselor, și așa mai departe, a entităților de natură complexă. Natura divului este foarte importantă și, în general, uităm de ea. Și avem senzația că totul e ca o masă de asta, dacă bătem în ea și dacă o dăm, o să nu se... se strică, se distruge. Deci, de la început am vrut să pornim de la ideea că, într-adevăr, în zona complexității, este o complexă, a proceselor complexe, e nevoie de o altă, dacă vreți, dincolo de viziune și o sensibilitate aparte. Desigur, există, în general, am pornit de la o idee de o mare provocare, care de cele mai multe ori s-a în orice caz de marea majoritate se cam ignorat. Știm cu toții că actuala civilizație omenească, vorbim de civilizație și nu doar de lucruri, dacă vreți, prima civilizație globalizată a omenirii este mare criză. Și în același timp suntem confruntați mai degrabă cu ceea ce înseamnă o provocare a colapsului civilizațional. Dacă în următoarele câteva decenii nu facem saltul sau tranziția, dacă vreți, spre o societate sustenabilă, bineînțeles că vom trece prin colapsul civilizațional. Civilizațiile, în general, știți foarte bine, sau dacă le venim de cele câteva mii de ani, de la cea mai veche, să spune, sau dar fi fost până la urmă, în orice caz, de la civilizația sumeriană în coace, toate au avut perioade de naștere, de florire, de nu știu, anumită declin și așa mai departe și cum au pierit. Sigur că acum suntem într-o situație cu totul aparte. Este prima civilizație globalizată în care trăim. Deci fiind prima civilizație cu realmente globalizată, nu mai avem unde să ne ducem, decât eventual dacă facem saltul tehnologic, mă rog, înspre aici în cosmos, în afara lui. Ori acest lucru nu se prevede a fi făcut în următorii ani sau următorii zeci de ani. Nu se poate prevedea, poate că putem să gândim în viitorii, nu știu, sute de ani, poate de sute de ani, poate că putem să ne gândim așa ceva. Deci problema care se pune, sigur, este problema, avem răgazul necesar să facem la timp și, să zicem, de o manieră sensibilă, spuneam mai devreme, tranziția. Eu spun o problemă cu totul aparte în momentul de față, dacă avem, sau dacă suntem conștienți că trebuie să acționăm de alalte sau răsalalte, nu mai discut de azi, de mâine, de polimine, deja. Și deja, dacă ne uităm în toată lumea, discut, am o posibilitate să văd că nimeni, nu prea, din mari politicieni care ar trebui să acționeze, să gândească din perspectiva asta, nu o face. Toată lumea privește politica de azi pe mâine, pe termen scurt, eventual pe termen mediu. Desigur, există, până la urmă, să zicem, există cetățeni care se gândesc, sau în orice caz, NGO-uri, sau, nu știu, conștiințe publice, planetare, care se gândesc la acest lucru. Dar, din păcate, sunt puțini și încă sunt ignorate de marea majoritate a politicilor sau cei care sunt, să zicem, sfătuitorii lor. General, economist este prin excelență considerat ca un sfătuitor modern al regelui pe insulă, spune și a împăratului și așa mai departe. Deci, provocarea, în această provocare, ideea de sensibilitate în modul în care tratăm posibilele consecințe nedorite este extraordinar de important. Am să încep cu o întâlnire admirabilă. Eram la Montreal, în Canada, în care am făcut în NBA în 1992 și am avut șansa și bucuria să mă întâlnesc cu Kenneth Serow, unul dintre primele premii de Nobel în economie. Și am avut chiar, l-am prezentat la Universitatea McGill vreo două conferințe, în același timp am posibilitatea să stau de vorbă în două rânduri cu el. Prima dată n-am știut de ce a vrut să stea de vorbă cu mine atât de mult. Ulterior am aflat că, de fapt, părinții lui erau din România, din undeva de jurul Iașiului,
El s-a născut în Statele Unite, dar părinții l-au plecat în Georgia și l-au plecat de acolo. De altfel, acum 2 ani de zile, Kenaserov a venit la Universitatea din India și a primit titlul de doctor honoris causa. Kenaserov este un poate bătrân rău, deși vreo 5-6 de ani, dacă nu mă înșel. Oricum, atunci m-a urmărit o anumită remarcă a lui, care a fost cu maticuță în toată perioada celor 23 de ani de când a spus-o, a fost următoarea, că el nu vede apariția unei economii de piață viabile până când nu apar acest naturally emerging entrepreneurs. Deci până când nu apar acest antreprenori, întreprinzători, spuneți-mi noastră cum vreți, am văzut în ultimul timp, cel puțin limba română, s-a acceptat ideea de antreprenor, l-aș fi preferat termenul de întreprinzător, dar nu rog, până la urmă, contează mai puțin ce. Poate. Așa, deci până când nu apar acești natural emerging entrepreneurs de care se dezvoltă natural firesc într-o economie liberă de piață, probabil că nu vom avea o adevărată și liberă economie de piață. Și acest lucru de acolo îl vedem foarte bine. Vedem, îl simțim, să zicem, nu numai în România, dar poate mai mult atât în România, pentru că ne întrebăm toți unde ne sunt adevărații antreprenori, adevărații întreprinzători. Pentru că, într-adevăr, ei sunt cei care fac și ne duc cel mai repede înainte. Ei sunt cei care deselănesc, ei sunt cei care construiesc, ei sunt cei care creează, să zicem, poduri, punți peste prăpastii, în așa fel încât să mergem mai repede. Și de altfel, întotdeauna am rămas cu această idee. Poate că undeva am putea să grăbim procesul de creștere a adevăraților antreprenori, am spus. Și oarecum s-ar putea face așa ceva? Că o întrebare sau o provocare pe care mi-a asumat-o pe parcursul multor ani. Deci de atunci am făcut și m-am dat întrebare și mereu reveneam cu altă posibilă, să zicem, posibilă răspuns sau posibilă tentativă de răspuns până la urmă. Pentru că totdeauna în zona asta e doar o tentativă de răspuns și poate că pentru moment este adevărată, dar și așa mai departe. Deci, oricum, Kenaserov, știți foarte bine că a fost cel care a fost implicat el cu Brian Arthur în faimosul demers al Institutului de la Santa Fe, The Economics Evolving Complex System, și primul volum care a apărut în 1987 a fost coordonat chiar de pe el și de către el, Kenaserov, și de către Anderson, fizician, tot premiul Nobel în economie, în fizică. Deci, și de atunci se vedea că din acel moment, din 87, deci se face socoteala din 87, de fapt 85-87, până acum sunt aproximativ 30 de ani de când putem să vorbim de începutul unei paradigme a complexității sau unei abordări a complexității în economie. Această abordare a complexității sau, dacă vreți, numiți-o cum vreți, ori noi spunem multe feluri, dumneavoastră spuneți, eu spun poate un alt fel, o să, pe parcurs să mai e Florin Munteanu, președintele Centrului pentru Studii Complexe. Am avut diverse discuții și contradictorii și în aceeași direcție. Dar e clar că, până la urmă, acum la 23 de ani de la această discuție cu Kenaserov, îmi dau seama că a avut probabil că înțelepciunea de a emite un asemenea lucru și îmi dau seama din ce mai mult că a avut foarte mare dreptate din perspectiva, să zicem, a evoluției realității în România și din țările din Estul European. Acum o să continui cu câteva observații semnificative a unor autori foarte disparați. Unul dintre ei, de exemplu, Robert Kurz, care a scris o carte admirabilă, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Am citit-o când am citit-o prima dată, prin 1985, dacă nu mă înșel. A rămas pur și simplu încântat, nu numai de ideile pe care le conținea, cât și de stilul, care e un stil pur și simplu literal al cuvântului. Vedeți, el spune aici că
the systematic pattern of salt that the producer, the government are left intact and those pattern will repeat themselves. Deci, el, deci practic el spune că oricât am vrea pattern-urile care nu știm să le modificăm, transformăm în ce vrem, chiar dacă actorul se schimbă, ele într-un fel